Salutare fraților și bine v-am regăsit la un episod de Clash Royale. Astăzi este duminica epică și am făcut o combinație destul de șmecheră, cred, sper. Dacă vă place seria asta, nu uitați să plăsiți și pe butonul de like, la 200.000 de like-uri suntem super mega forță, bineînțeles că o să se strângă. Și dacă vreți, bineînțeles, să vă abonați, fraților, încă un pic îndeplinim golul de aici, azi sper să facem 30.000, sper. Bun, ce combinație am făcut, vă întrebați? Noi mai aveam nevoie de 3 șobolani ăștia mici, ca să-i duc la 20 din 20, așa că i-am cumpărat pe cei 3 șobolani mici și am făcut combinație că după aia am cerut 4 bowler în clan. Adică, practic, am avut șansa să duc și baby dragon-ul la următorul level, deși încă nu-i fac level up pentru că mai țin banii ăștia în cazul care dă și la băiatul încă un graveyard pe shop. Deși m-am gândit că poate ar fi mai ok să strâng 150.000 gold până reușesc să fac rost de încă 2000 de cărți, fără mai trebuie. Dau 2000, rămân cu 2800, am nevoie, da, deci 2200 de cărți mai am nevoie, până strâng astea 2200 de cărți, să strâng și 100.000 gold. Oricum o să fie o manevră cu goldul ăsta, o să vedeți voi peste vreo o săptămână, ceva în genul. Și să fac upgrade la Knight la level 13, după care să mă apuc de Goblin, să duc la level 13. M-am gândit, nu știu, lăsați-vă și voi părerea în comentarii și hai să-i dăm totuși drumul cu chest opening-ul, pentru că au trecut un minut și un pic. Un minut și o țărucă. Și asta e You Are The Solution piesa, în cazul în care vă întrebați, așa zice. Nu știu cine o cântă. E You Are The Solution Kez Remix. Oh, un porchinio, nu cred. Îmi dă porchinio din silver. Cele mai tare este silverele. Zopi, ok. Astea scărți bune, pentru că în primul rând le am pe câteva în deck, dar în al doilea rând oamenii le cer la rupere în clan, deci este bine. N-am apucat să donez mai mult de... What the fuck, iar porc. Mai mult de două epice, deci... Epic Sunday, nu prea epic. Hai coice. Vreau o epică. Sau nu. Dar e ok, ăsta l-am în deck, șobolanul mare. O epică, toti. Epic Sunday, frate, nu? Ar trebui să fie șansa la epică, ceva. O, mamă, dar mă rup pe ăștia. Și acum trebuie să dea o epic. Hai cu un bowler, te rog. Morțitei, ăsta nu e epic, du-te dracu. Ala și o chestie pe care văd că o aplică YouTube acum așa la rupere, demonetizează videourile în care există înjurături sau violență, gen CSGO zero monetizare, pentru că cică s-o moară oameni acolo, adică wow, e un joc video, pui mei. Da, și eu vă rog la fel, pentru că practic sunt niște desene animate care aruncă, nu știu, niște bombe făcute din plastelină sau chestii genul și wow, câtă violență e. Deci, astea sunt două jocuri pe care practic fac undeva la 0 cenți. Sau, ei, probabil că îmi dă vreo 2 cenți. Așa numai să nu comentez. Adică au demonetizat videourile YouTube pentru că violență. În fine. Hai să dăm un match în arena și după aia vedem dacă dăm un 2v2 sau ceva. Plus că am luat demonetizare și la câteva videouri cu Clash în care juram, adică practic vrea să transforme YouTube-ul în ceva gen floricele pe câmpii, hai să le adunăm copii, ne jucăm ceva jocuri din alea cu Barbie ca să nu deranjăm pe nimeni. Adică așa pare acum, Ana. Nu știu ce să zic. Nu da damage. O da damage. Mi se pare un pic am foarte mega exagerată treaba cu YouTube-ul și vrăjala asta de doilea, adică să nu înjuri, să nu cumva să postezi ceva în care practic să bat niște șobolani mici, adică nu se întâmplă nimic, frate. Pana aia, na, asta este. Cum am zis, azi mâine ne jucăm din alea cu Barbie, cu, nu știu, ceva Sims, un Tetris. Să nu cumva să fie deranjant pentru YouTube, că na. M-am curios cine are canal. Oh, fuck. Uite, vedeți, pentru chestia asta am la demonetizare. Numai că am zis chestia asta acum, în momentul ăsta. Deci, cum ziceam, nu știu ce o să facă cei care au contentul bazat strict pe, să zicem, CSGO sau, nu știu, Overwatch sau ceva chestii din astea în care se lasă cu bătaie și scandal. Mă întreb, ăștia ce o să facă? Că practic o să aibă undeva la zero monetizare din partea YouTube-ului. Deci o să fie interesant.
Și deck din ăsta nu am mai văzut până acum. În care e și mini P.E.K.K.A, și P.E.K.K.A, și Moș Crăciun și prietenii săi. A fost și o abonare corectă de la Anonymous Ghost. Mersi fain de subscribe. Deci asta o să fie video nemonetizat, pentru că am zis acolo o mică înjurătură care, ui mei, dacă așa e înjurătură, dă un pușcă temniță. Dar ce să faci, n-ai ce să faci. What the... Din nou, voiam să zic o mică înjurătură, dar acum trebuie să mă concentrez, să nu înjur, să nu zic ceva, să... CSF n-ai CSF, asta e viața de artist. O zi trist și încă una trist. Opa, aici o să fie mare scandal. Îi tragem pe toți într-un loc și umflăm. Boing. Holy Pasternak. Cred că asta e un push cu care o să-mi rupă gurița, din cât eu observ. Da. Un push cu care m-a zdrobălit, pentru că P.E.K.K.A dă 64.000 damage. Și adică vine bam bam, ți-o spar turn, ți-o spar tot. Frumos. Și acum trebuie să fiu super calm și o panseluță pe câmpie. Nu trebuie să-mi bag nimic, nu trebuie să scot nimic. Să vedem ce level avea. Level 5 la P.E.K.K.A, cât damage dă. Nu știu dacă ăsta e damage-ul pe care îl dă la o lovitură sau ăsta. Dar bănesc că e ăsta, nu? Că e hit la 1.8 secunde, deci cred că dă 744 pe bucată. Deci, practic, l-am condus tot meciul. Un singur push a fost nevoie, bam bam, și m-au terminat. Bun. E spamat, nu mai povestim că o băgat cum a vrut el, dar să zicem că are deck-ul la fel ca și mine și da. Să fie. E bine. Să mai dau încă un onoare. Hai, mai dăm un onoare, ce se poate întâmpla. Mai rău de atâta. Acum cineva în comentariu să scrie: bă, dar nu e bun deck-ul, bă, că eu știu că Moș Crăciun e real, că pui mei, că de-alea, bă, frate, da, poate. Aoleu, ce greșeală am făcut aici. Nu chiar greșeală. Să țin minte care Goblin Barrel-ul și să păstrez Tornado pentru Goblin Barrel, dar deja am făcut prea multe greșeli și am luat 1000 damage la turn, ceea ce poate duce la un defeat corect. Dar asta este, nu e panică, man. E prima dată când pierd match, deci totul este ok. Pătrăulea este aici să vă salveze, ce? Dă-i bolare, dar dă dacă se poate în ăștia care dau damage în turn, nu dă-i la vrăjală. Dar bine, oricum, na, încă 1000 damage luat așa pe nașpa. Că nenea Axinte, Axinte, adică nu face focus la ce trebuie. Îl doare la ștoca, cum s-ar zice. Normal. Mai bagă și aici încă unul. Adică ăsta practic bagă pe toate lane-urile și tot el are elixir advantage. Să vorbim în termen din ăștia, grey. Punem și noi aici un graveyard corect. Până tanchează un pic baby dragon la care o să fac level up, pentru că are 2 HP. Și nu prea pot să fac mare lucru cu el. Dar turnul ăla este jos. Ba, nu mai este jos, care și Valkyrie. Este sus turnul. Luăm bagabanta rapid. Merită să activez King Tower-ul. Hai să vedem. Așa pentru 20 de secunde. Până să pune vere, frate, Electro Wizard-ul cu lagul ăsta mâncat să aștene și tăi. Că dau să pună cartea cu 2 săptămâni înainte și o pune peste 5 ani. Chiar dacă am elixir, adică, hai frate, că nu ne grăbim, nu pe panică, adică ce pui mei. Bineînțeles. 5 secunde deployment time de ăla. Uitați-vă cum dau ăștia, bă, frate, cum dau șobolanii ăștia atâta damage, mâncați aștene și tăi. Mai că încercăm și noi un double attack pe Legheleu, pe Muchacles, pe Pateus. Cred că am greșit aici. Ba nu, a fost ok până la urmă. Moș Crăciun și prietenii săi stăteau pe mală. Moș Crăciun zice: ce faci, vere? În timp ce prietenul lui zic: mă doare la bastârcă, ce? Eu băga pe verișor în spate. Da, ia, bag și un graveyard. Acum i-aș zice: luam ei coilii în gură, dar nu pot să zic asta pentru că mă execută ăștia de la YouTube și nu mai îmi dau monetizare pe video. V-ați prins? Nu, nu v-ați prins bine.
Las așa. Ia. Ai băgat trupe multe. Ia cu splash damage pe la guriță. Deși nu prea l-a afectat cu mare lucru pe Varus Sandel. S-ar putea să fie din nou un egal corect cum îmi place mie. 43 de secunde, oare reușesc să fac în 43 de secunde cycle de câteva ori la poison sau la graveyard sau la ceva. Apuc. Am apucat, dar da. Graveyard, hai și un poison, hai și un poison, te rog, vreau win-ul ăsta, vreau win-ul ăsta mai mult decât pe Angelina Jolie în curugol. Bine, poate că nu. Haide, Koice, du-te la atac, mâncați-a ștene și tăi, nu vreau din nou încă un egal. Încă o bucată. Bine, toti, Electro Wizard Force în ultimele două secunde. Primește o mărire de salariu, poate facem level up lui, nu la graveyard. Bun. Până la urmă las un win de Epic Sunday, duminica epică. Ăsta a fost, fraților, episodul și primul meci a fost gozer pentru că Peca dă 7000 damage, asta este, n-ai ce face, munci pateu, colegheleu. Tot ce vreau e să facem astăzi 30k. Bine, și eu. Toată lumea vrea multe. Și eu vreau multe. 30k ar însemna 429 de abonați. Dacă reușim să facem azi, probabil că o să fac și un live, nu știu exact, să văd. Trebuie să mă duc să mi-l tund și chestii de genul. Ne auzim. Mersi fain de vizionare. Nu uitați să plăziți și pe butonul de like la plecare dacă v-a plăcut, dacă nu, nu, dați un dislike sau ceva și un comentariu din ăla clasic românesc că bă, să-ți iau în cioacă și ialea. Și ne auzim la episodul următor. Mersi fain de vizionare încă o dată. Salutare!